Președintele Klaus Iohannis susține că se întrevede la orizont o rază de speranță și optimism în ce privește pandemia. Șeful statului s-a declarat mulțumit de modul în care decurge campania de vaccinare și a promis că vom reveni la normalitate în momentul în care vom atinge imunizarea în masă. În prezent, rata de infectare este în creștere în toată Europa. Prea mulți semeni pierd zilnic lupta cu virusul. Foarte mulți alții se îmbolnăvesc și au nevoie de spitalizare. România, la fel ca alte țări, se confruntă cu un val epidemiologic virulent căruia trebuie să-i reziste. În ciuda problemelor cauzate de valul 3, Iohannis spune că România a dovedit că poate interveni eficient. Fără să dispună de resursele financiare și materiale ale altor state membre ale Uniunii Europene și nici de un sistem sanitar performant, România a dovedit că are capacitatea instituțională de a acționa rapid, oportun și eficient pentru limitarea răspândirii pandemiei. Astăzi avem motive reale de optimism și speranța intrării într-o nouă normalitate, pentru că avem la dispoziție vaccinurile COVID. Președintele Klaus Iohannis a făcut aceste declarații la un eveniment organizat la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății. La evenimentul Schimbările Climatice, Relația Om-Natură și Sănătatea Publică a participat și doctorul Hans Kluge, director regional al Biroului pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. Acesta a fost decorat de șeful statului.